Îndoiește-te să capeți de prinderea lăuntrii ca adevărat de lor virtuți. Caută ca faptele să-ți fie văzute cu ochii atenți de prietenii credincioși și cinstiți. Ascultă mult, vorbește puțin. Păstrează sub tăcere lucrurile tainice. Învață-te să ai milă de cei mai prejos decât tine. Ce-i viața omului? Citatele aparțin lui Dimitrie Cantemir, acel minoroc alb al gândirii românești, așa cum l-a denumit Pușarov, personalitate umanistă enciclopedică, de la cărei naștere se împlinesc anul acesta 350 de ani și 300 de ani de la trecerea sa din această viață. Dar despre valențele timpului, ca istoria oamenilor și locurilor Rădăuțului, ne va vorbi din nou și în această profesorul și istoricul Daniel Crăciun. Bună seara, minunată audiență! Nu știu cum să vă spun. Shalom, bine! Bine, cred că mai potrivit suntem în sinagogă, sinagoga mare, suntem în templu, pentru că în Imperiu, în Cisleitania, chiar și în Transleitania, regula impusă de autoritățile austriece era de a se folosi sintagma de templu, deși evrei știți foarte bine că nu au creat această formulă pentru teritoriile din afara Țării Sfinte. Dar asta este o altă discuție. În Imperiul Austriac se folosea formula de templu, astfel încât în memoria colectivă a rădăuțenilor și nu numai, această formulă este foarte uzuală. Suntem astăzi aici, într-un număr neașteptat de mare, o audiență selectă, o audiență aleasă, o audiență binevenită, la un moment deosebit. Suntem la finele unui maraton cultural, spiritual, intelectual, de mare respirație, de o fină acuratețe, un proiect muzică și istorie în țara facilor, susținut inițial de către Casa de Cultură, prin directorul său, domnul Ovidiu Foca. Un proiect deosebit, care valorizează patrimoniul, cultura, spiritualitatea, multiculturalitatea Rădăuțului. Rădăuți care, de-a lungul timpului, secolul XIX a fost consacrat de cel mai germanizat oraș din țara Fagi. O sintagmă măgulitoare, o sintagmă și o etichetă deloc gratuită, pentru că Rădăuțul cuprindea o populație extrem de diversă, de rândul căreia trei comunități se detașau prin pondere, forță, vizibilitate, comunitatea mozaică, comunitatea germană, comunitatea românească, fără a omite dinamica comunităților poloneze, maghiară, a rușilor, bucoveni, a ucrainenilor. Spuneam, suntem în Bucovina, o țară între Est și Vest, o Europa în miniatură, Europa, avant la letră, cum ar spune polonezii, cum ar spune istoricii, pentru că, înainte de toate, Bucovina, timp de 150 de ani aproximativ, a fost o provincie a Imperiului Austriac, o provincie cu un grad de autonomie ridicat, împăratul Austro-Ungariei, penultimul împărat, Franz Iosef, care a avut una dintre cele mai lungi domnii din cele care au fost în această istorie, a consacrat, printre altele, în multiple sale titulaturi și pe cea de Mare Duce de Bucovina. Veți înțelege de ce Bucovina ocupa un loc aparte în geografia simbolică a Imperiului, de ce astăzi aici, prin intermediul acestui proiect, reproiectăm, revalorizăm ceea ce noi avem, ceea ce aveam, dar astăzi o facem prin intermediul unui proiect. Pentru că suntem în incinta sinagogii mari sau a templului.
Pentru că suntem aici, în acest moment, cu voia dumneavoastră, voi răsti câteva dintre reperele care însoțesc o arhitectură sacră. O arhitectură care însoțește într-o mixtură extrem de bine reprezentată. Este vorba despre stilul renascentist, baroc și despre tradițiile iudaismului în materie. O construcție cea mai mare din zonă potrivit rigorilor iudaismului. Sinagoga nu se construia decât într-o zonă în care reușea să se proiecteze la o înălțime convenabilă, cea mai mare, rămâne drept una dintre cele mai mari și mai înalte construcții din Rădăuz, cel puțin din această zonă. O construcție care reflectă până la urmă un compromis stilistic, dar și un compromis identitar, pentru că la nivelul comunității mozaice din secolul XIX, de sfârșit de secolul XIX, se produsese o ruptură între reformiști, așa numiți maschii, și conservatori, tradiționaliști. Să reținem că vorbim de o comunitate mozaică extrem de bine reprezentată la nivel de Rădăuți și vă dau câteva cifre. În 1930 avem 5647 de locuitori de rădăuțeni care împărtășeau religia mozaică. În 1910, mă întorc în timp, la ultimul recensământ austriac, recensământul avea loc de 10 în 10 ani, ponderea era cam aceeași. În 1940, înaintea deportării sale, comunitatea număra 6200 de persoane, din aproximativ 20.000 de locuitori. Veți înțelege de aici că evreii au fost importanți la nivel de Rădăuți. Veți înțelege că dețineau o pondere absolut remarcabilă din toate punctele de vedere. Nu vă voi referi foarte mult la partea economică, pentru că nu e neapărat relevantă în acest context, dar vă voi spune că în plan spiritual evreii rădăuțeni au produs personalități de anvergură europeană și chiar mondială. Gândiți-vă la numele ales absolut întâmplător, aleatoriu, dacă vreți, la Dan Pacis, un remarcabil poet, un remarcabil scriitor cu o biografie deosebit de complexă, cu un destin tumultos, la fel ca al tuturor celor care făceau parte din comunitatea mozaică Rădăuți, în special, și comunitatea mozaicilor din Bucovina, în general, a cunoscut ororile și dezastrul deportării Transnistria. A luat parte la războiul de 6 zile din Israel. S-a stabilit în Franța, unde a predat la diverse universități și a continuat studiile și cariera profesională în Israel. A scris foarte mult, a devenit unul din formatorii de opinie, cel puțin pentru generația tânără din Israel, iar versurile sale, traduse în foarte multe limbi, sunt de o acuratețe și o profunzime absolut remarcabile. Dan Pacis. Am putea vorbi despre Mitzi Locher, o celebră soprană, care la fel a cunoscut ororile deportării în Transnistria, deportării care i-a supraviețuit și a ajuns pe cele mai înalte cunoscuri profesionale în Israel. A murit la vârsta de 99 de ani, dacă nu mă înșel. A avut o viață extrem de lungă, extrem de bogată, un destin foarte strâns legat de această comunitate mozaică din Rădăuți. Putem vorbi de foarte multe alte personalități, fie că vorbim de pictură, fie că vorbim de matematică, fie că vorbim de scenografie, fie că vorbim de economie, evreii rădăuțeni s-au remarcat și rămân drept unii dintre cei mai reprezentativi la nivel european și, spuneam, chiar mondial. Dar nu despre asta suntem astăzi aici. Din punct de vedere al calendarului iudaic, suntem în 5784. Săptămâna trecută, evreii au celebrat Rosh Hashanah, anul nou evreiesc.
după Roșu Așana, sărbătoarea răscumpărării sau a căinței, Yom Kippur, cea mai mare sărbătoare din calendarul iudaic. Urmează sărbătoarea corturilor sau Suhotul, iar pe 9 octombrie vom comemora cea mai mare tragedie din istoria poporului ales, respectiv Holocaustul, sau dacă vreți, deportările din Bucovina de Sud, care au început oficial la 9 octombrie 1941 și care, potrivit istoricilor, reprezintă varianta românească a soluției finale. M-a întrebat un elev: domn profesor, dar de ce evreii sunt în 5784? Pentru că evreii, potrivit calendarului, calculează altfel ani. Mergem la 3761 înainte de Hristos, începând cu Adam, și calculăm și ajungem la 5784. Musulmanii au un calendar lunar, ei se raportează la Hegira, și tot așa, noi creștinii ne raportăm la Iisus, nu? Născut în al 31-lea an de domnie al Octavianus Augustus. Iată de ce am ales cumva în parteneriat cu comunitatea evreilor de Rădăuți, trebuie să-i mulțumim domnului inginer Igor Zinghi Cofler pentru disponibilitatea oferită constant unor proiecte culturale desfășurate chiar aici în sinagogă. Am evocat câte ceva din istoria extrem, extrem de complexă a comunității mozaice din Rădăuți. Vom spune că astăzi în Rădăuți, voi menționa, trăiesc foarte puțini evrei. Dintr-o comunitate care era foarte numeroasă, extrem de vizibilă, gândiți-vă că doi dintre primarii Rădăuții au fost evrei. Fie că vorbim de Leo Brunșa, în primar în 1901-1907, fie că vorbim de Berzbon, fie că vorbim de reprezentanța locală sau de consiliul local, observăm foarte mulți evrei care s-au regăsit la nivelul mecanismelor de decizie care însoțeau arhitectura organizatorică și administrativă a Rădăuților. Rădăuții care în interbelic au fost județi, un județ de mărime medie, un județ care depășea de câteva ori Suceava, depășea o atât un Galați, adică tot ceea ce astăzi știm despre cele alte județe. Și e bine să punctăm că Rădăuții a fost capitală de județ, pentru că am avut aici prefectură, am avut toate entitățile și structurile care au însoțit prefectura, am avut judecătorie de nivel județean, am avut spital de nivel județean, în sfârșit, o organizare administrativă specifică unui județ atât de mare precum Rădăuțul Interbelic. Rădăuț care dispare după 1944 ca județ, dar care se repoziționează inclusiv prin intermediul unor astfel de proiecte. Am să închei spunându-vă, așa cum spun evrei, să vă dea Dumnezeu sănătate, să fiți înscriși în cartea celor vii și să vă bucurați de momentele acestea inedite care însoțesc proiectul nostru. Toate cele bune vă spune profesorul Galia Cristina. Geograf, filozof, istoric, lingvist, scriitor și muzicolog român
ci care, datorită lucrării sale, Kitabii Muzicii sau Cartea Științei Muzicii, scrisă în limba turcă, a intrat în istoria muzicală a acestei țări ca fondator al muzicii laice și al celei religioase. Anton Pan, singurul ansamblu din România pentru care repertoriul în autenticitatea sa stilistică înseamnă cercetarea sursei muzicale și orchestrarea și interpretarea muzicii vechi pornind direct de la manuscrise, va aduce astă seară în scenă pe Constantin Răileanu, coordonatorul ansamblului, al cărui instrument se numește canon, pe Alexandru Stoica la ut, pe Sabin Penea la vioară, pe Andrei Nițescu la violoncel și Chemane Anatolian și pe Hassan Bouz la percuție. Muzica prezentă în acest festival va acoperi secolele 18-19, programul cuprinzând cântece de lume din colecția Spitalul Armorului al lui Anton Pan, de asemenea piese a căror sursă de inspirație este folclorul oriental, dar și altele desprinse din Cartea Științei Muzicii, capodopera lui Dimitrie Cantemir. Inima mea plină, nu mai pot de ostenit, din colecția Spitalului Armorului Anton Pan, apoi un peșrer macam din Cartea Științei Muzicii a lui Dimitrie Cantemir, nu mă pedepsi stăpână din colecția Spitalul Armorului Anton Pan, până când nu te iubeam, aceeași colecție semnată de Anton Pan, Cora din Caval, din folclorul turcesc, apoi peșrevul macam al lui Dimitrie Cantemir, numit Rast. A mea iubită floare din colecția George Eugenescu, La Moară, folclor, apoi colaj de dansuri românești, Ciocârlia, din Codex Moldavie, și, în sfârșit, La Noi și Noi la Ilinca, din colecția Orului, semnată tot de Anton Pan. Invităm în scenă pe membrii ansamblului cameral de muzică veche, Anton Pan. Dimitrie Cantemir, dar venind pentru prima dată la dumneavoastră, am zis că
încercăm să vă bucurați de această muzică. Noi ne bucurăm, este o muzică pe care noi am cules-o și o culegem din manuscrise. Lucrăm direct cu manuscrise pentru că educația noastră, noi suntem toți muzicieni profesioniști cu studii de specialitate și educația noastră ne permite să facem această cercetare și să traducem din zona academică pentru publicul larg, sub formă de act artistic, ceea ce noi găsim acolo. Astfel că în această seară este și un act academic, este o restituire academică, dar în același timp este și un moment artistic și m-aș bucura dacă acolo unde cunoașteți piesele să cântați alături de noi, pentru că noi nu ne supărăm, din potrivă ne bucurăm. Iar la final, dacă mai rezistați și aveți răbdare și ați fost și primiți și noi și dumneavoastră, o să încercăm și câteva surprize. Vă mulțumim! Thank you.
Și n-ai milă cruce.
Mergem din secolul XIX, 1830. Piesele care se dau cumva sunt și mai vechi, 1790. Mergem cam cu 100 de ani mai devreme la Dimitrie Cantemir. Dimitrie Cantemir a fost cel mai mare compozitor din zona Orientului, de care și noi țineam cultural la vremea respectivă. Cu el începe epoca modernă a muzicii orientale. Dacă noi cunoaștem pe Dimitrie Cantemir, cel mai mult după cariera sa politică sau după scrierile sale istorice despre geografie sau etnologice, el rămâne în Orient ca cel care demarează epoca modernă a muzicii. El reformează oarecum prin tratatul de teorie muzica orientală, propune un nou limbaj de înțelegere, inventează un nou sistem de notare a muzicii și lasă și cea mai bogată colecție de muzică de cult, de muzică cultă, 354 de piese. Nu toate sunt compuse de lui, toate îi aparțin, dar datorită lui știm astăzi cam cum se cânta acum 350 de ani în Constantinopol. Pentru că trebuie să înțelegeți, muzica lui Dimitrie Cantemir și muzica pe care noi o performăm nu este o muzică a întregului Orient, nu este o muzică turcească, am putea spune, ci este o muzică a Orientului elevat. Este o muzică a Constantinopolului, este o muzică care s-a născut în mediile elitiste, în mediile celor care iubeau muzică rafinată. De aceea ceea ce ascultați astăzi poate că vi se pare oriental, dar este o muzică care se cânta la acea vreme și după cum vedeți, ea era cu versuri românești, nu pentru că s-ar fi turcizat lumea, ci pentru că, dacă ne uităm și în folclorul nostru, vom întâlni foarte multe similitudini cu cele orientale și întrebându-ne oare de ce, este pentru că avem foarte multe în comun din acest punct de vedere, dar începând cu secolul 20, am început să gustăm și din frumusețile culturii occidentale, iar noi astăzi suntem datori să ne bucurăm și de una și de cealaltă, fără să aruncăm la noi ceea ce este bun și util pentru noi toți. Mergem mai departe, Dimitrie Cantemir, o compoziție de proveniență persană, dar care se află în colecția lui Dimitrie Cantemir, pe șerb însemnând cu verdură, cum am spus astăzi, muzica de operă, dau cu verdură, muzică de deschidere, surpriză de deschidere, într-o tonalitate, cum am spus astăzi, macam, nu haier. Mai puțin contează acest detaliu, contează să vă bucurați de ceea ce veți auzi. Vă mulțumim!
care pe lângă activitatea sa politică avea și una artistică, fenomenal, de altfel. Cele două piese sunt puse împreună și dumneavoastră la final puteți să ne comunicați dacă vi s-a părut fericit asocierea sau nu. Vă mulțumim! Thank you.
dintr-un spectacol al nostru mai vechi, cu și cerându-ne un bis, am spus că toată lumea trebuie să cânte. Așa că această piesă a rămas un exercițiu pentru public să vedem dacă a fost publicul atent la ce am cântat noi până acum și dacă și-au făcut temele să învețe piesele pe care noi le-am înregistrat până acum. Da? Deci dacă nu știți să cântați, atunci la final nu mai primiți bombon. Ne-am pregătit o surpriză, dar să știți că nu primiți bombon. Așa că o să am nevoie de ajutorul dumneavoastră să ne cântați și dumneavoastră, să ne ajutați să facem mai mult, cântând un fragment scurt, fragmente scurt, dar dumneavoastră veți cânta continuu. Da? Sunteți de acord? Da! O zi doar copiii și adulții? Sunteți de acord? Da! Da, ce convins sunteți, cred. Încă o dată? Da sau nu? Da! Bun, perfect. Ce aveți dumneavoastră de cântat? Dar nu vă opriți orice ar cânta colegii mei, nu-i băgați în seama. Deci ei n-au nicio treabă în melodia asta. Dumneavoastră sunteți actorii principali, sunteți soliștii. Nu contează, noi doar fac companie, mă rest nu face nimic, decât eu să vin așa peste dumneavoastră să mai încurc cu versurile, da? Dar dumneavoastră veți avea munca cea mai grea, vă garantez. La, la, la. La, 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 la,
v-a plăcut să cântați cu noi. E bine de știut unde voi găsi viitorii colegi în cazul în care cei de față nu părăsesc, vin la rădăruți. O să rog pe Ovidiu să facă deja o preselecție, pentru că nu se știe niciodată, așa că e bine să am oameni de rezervă pregătiți. Mergem mai departe. Oră din Cabal, cântată din vioară. Și unită de altfel cu altă piesă unui alt mare compozitor, contemporan cu Bela Bartok și prieten, Bela Bartok și cu George Enescu, Tamburul Gemil Bey, o piesă care, dacă al cărui nume, dacă auziți Nicris Longa, nu o să vă spună mare lucru, dar o să recunoașteți stilul, pentru că această longa este o formă orientală care a fost preluată din țările române. Să nu credeți că toată lumea ne-a influențat pe noi și noi n-am influențat pe nimeni, dimpotrivă, să știți că și noi am influențat foarte mult. Și atât, în Imperiul Otoman, longa este o formă muzicală care provine din țările române, este ora noastră, dar care și astăzi se cântă în stil românesc. Turcii, când cântă o formă de longa, să știți că o cântă într-un stil apropiat de cel românesc. Dacă i-au auzit, ziceți că e ora noastră și vă vineți dansați. Acum, dacă vă vineți dansați, eu optesc aici în mijloc. Loc este, scaune nu sunt. Sinagoga deocamdată nu mai funcționează ca loc de rugăciune, așa că 2-3 dansatori nu este nicio problemă, nu se supără Dumnezeu pe noi. Da? Doar să nu o dărâmăm, pentru că este monument istoric și după aceea vă va părea rău că rămâneți fără sinagogă în Rădăuți. Dar, așa cum spuneam, dacă simțiți nevoia să dansați, puteți dansa fie pe scaune, fie lângă. Vă mulțumim!
Ioan percuție, Andrei Nițescu violoncel și pentru dumneavoastră Constantin Răilanu voce și cantă. Thank you.
Dimitrie Cantemir a fost ceea ce ați audiat, deși noi vorbim acum în prast. Bănuiesc că l-ați recunoscut deja. Mergem la un elev, dar nu-i Anton Pan, pe Ucenescu. Nici nu putea să aibă nume decât Ucenescu, ucenica lui Anton Pan, care a făcut și el o colecție de cântece asemenea dascălului său, de data aceasta în Știei Brașovului, fiind salt la Biserica Sfântului Nicolae din Știi. Și datorită lui, iarăși, avem o colecție minunată de cântece care circulau atât în țara românească, cât și în zona Brașovului. Pentru dumneavoastră în această seară, a mai iubită floare, care a fost mie văzătoare. Gheorghe Ucenescu. Ei, dragă, cu bunița, eu sunt cel.
scurtă și lăutarii noștri n-au mai cântat-o de foarte mult
Așa că ne-am făcut noi datoria de a o aduce în fața dumneavoastră și la fel, dacă o iubiți dansă, thank you.
mergem mai departe, nu cu mult, dar cu puțin. Dar mergem la Colaj de Dansuri Românești, secolul 19, autor anonim, așa e la noi, marele compozitor este anonim. Colaj de Dansuri Românești din Valahia și din Moldova. Thank you.
putem să ne bucurăm împreună cu dumneavoastră de această muzică minunată. Sperăm, dacă v-a plăcut, să repetăm Cocinocul. Și, bineînțeles, cum se poate altfel decât să încheiem acest spectacol cu o piesă pe care bănuiesc că ați mai auzit-o, cu siguranță ați mai auzit-o, tot de la întâmplă în citire, o piesă care se termină într-o cheie așa veselă, zic eu, pentru că așa ne place nouă, să lăsăm întotdeauna un gust plăcut la plecare pentru dumneavoastră și noi la inimă. Colegul m-a spus că nimeni nu știe.
organizatorice a acestui festival, muzică și istorie în Țara Fagilor, în primul rând artizanul întregului proiect, artizanilor întregului proiect, care se numesc directorul Casei de Cultură Rădăuț, Ovidiu Cota, și pianiștii Corina Tăsucanu. Pentru transmisiile live, domnului Corneliu Cârdeiu, care se află în